Portarul Elena Pâtiu și centrul Delia Roșu au fost convocate la echipa națională de cadete a României, care va participa la Jocurile Mediteraneene din Grecia, programate în perioada 26 februarie-5 martie. Înainte de plecarea la competiție, lotul pregătit de Elena Moise și Alina Iordache va efectua în intervalul 23-26 februarie un stagiu centralizat la Izvorani. Celelalte țări participante la turneul din Grecia sunt Algeria, Croația, Italia, Kosovo, Muntenegru, Spania, Tunisia, Turcia și, bineînțeles, țara gazdă. Elena Pâtiu și Delia Roșu sunt pregătite la club de Geta Opincariu și Cristi Roșu și evoluează cu precădere în echipa de junioare 3, Delia fiind utilizată frecvent și la nivelul junioarelor 2.